Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este un subiect cu doamna Anuța Motofelea sau domnișoara. Doamna sau domnișoara Anuța Motofelea riscă acum, e o cântăreață de muzică populară, riscă o amendă pentru că a filmat un videoclip prin Poiana Narciselor. Florile de munte și asta e, cred că doamna, chiar asta e piesa, că e lansată cu 3 zile. Da. E în Poiana Narciselor, e zona protejată și acolo filmările în scop comercial trebuie autorizate în prealabil. Momentul, mă rog, de fericit în sine, dar a devenit mai degrabă comic prin scuzele oferite de doamna sau domnișoara Motofelea. Deci ea s-a dus într-o zonă protejată să fără să ceară autorizație. N-a cerut autorizație și a umblat printre narcise pe acolo, unde nu e voie să intri și este la mintea cocoșului, că dacă este o zonă protejată, nu te duci de corect printre flori, așa că... Na, e foarte frumos loc. Dar și apare dânsa așa și are un buchet de narcise la pieptul generos și se bucură de narcisele respective. Așa e, eu văd videoclipul acum și e tolănită în narcise, ca să zic. Dânsa a spus așa, că buchetul de narcise pe care îl vântura în videoclip, în timp ce mergea, sau mă rog, se tolănea, că la un dat se și tolănește printre narcisele înflorite din Poiană, domne, nu erau rupte de acolo. Erau cumpărate. Da, nu, erau aduse de acasă, adică mai precis, citez, nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță, textual. Deci din grădinuță a rupt o narcisuță și după aceea s-a dus până în Poiana Narciselor, unde s-a machiat, s-a aranjat, s-a coafat, nu știu ce, și a filmat peste ore întregi. Presupunem că narcisele alea erau din plastic, că altfel nu știu cum ar fi dus să reziste atâta timp pentru o biată filmare. În plus, spune doamna domnișoara Motofelea, citez, am știut că e o arie protejată de lege. De asta m-am și descălțat. N-am vrut să stric nimic. Și într-adevăr putem să confirmăm. Deci dânsa umblă printre narcise, dar în picioarele goale. Altceva dacă era încălțată. Da, mă. Dacă era încălțată cu pantofi cu toc, era nenorocire, călca pe narcisul, o strica. Așa doar o rupe. Deci asta cu am umblat, de-aia știam că e protejată de lege, de-aia m-am descălțat. Mai rămânea să spună, știam că e protejată de lege, dar mi-au auzit preș și m-am șters pe picioare de aia, să intru. Și în fine zice, una peste alta, citesc din nou. Deci vă spune, comic total. Este adevărat, spune dânsa, nu am avut avizul pentru a filma în Poiana Narciselor, pentru că nu am știut că am nevoie de aviz în locurile unde mergeam cu tatăl meu după brânză de oi. Serios? Se duceai, erau tarabe cu brânză de oi în Poiana Narciselor? Aparent era o stână acolo, o dinioară. Și erau oi care pășteau narcise protejate și făceai telemea de protejată. Narcisă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.